Aducerea unui copil pe lume e o experiență minunată, așa-i? Corpul tău se pregătește pentru acest moment special. Inima ta bate pentru o nouă viață. E normal să simți multe emoții, de la bucurie la ușoară teamă. Important e că ai de unde alege. Tu decizi cum vrei să naști. Informațiile corecte te vor ajuta să iei cea mai bună decizie pentru tine și copilul tău. Există două feluri principale de a naște, natural și cezariană. Fiecare are plusuri și minusuri. Ambele metode aduc bebelușul pe lume în siguranță. Această carte te va ghida prin ambele opțiuni. Vei găsi informații medicale importante. Vei citi și despre experiențele altor mame. Vrem să te ajutăm să te simți pregătită și încrezătoare. Nașterea este un moment magic. Bucură-te de el la maxim. Nașterea naturală e un proces complex și fascinant. Corpul femeii e făcut să dea naștere. Hormonii au un rol important în acest proces. Ei ajută la începerea travaliului și la nașterea bebelușului. Nașterea naturală începe de obicei cu contracții ușoare, care devin tot mai puternice și mai dese. Contracțiile împing bebelușul prin canalul de naștere. Colul uterin se deschide treptat, permițând trecerea bebelușului. Există mai multe metode de a face față durerii în timpul nașterii naturale. Tehnicile de respirație și relaxare pot fi de ajutor. Unele femei aleg anestezia epidurală pentru a reduce durerea. Nașterea naturală este un proces firesc și frumos. Este o experiență intensă și transformatoare pentru mamă, cu beneficii atât pentru mamă, cât și pentru bebeluș. Nașterea naturală are multe beneficii pentru mamă și bebeluș. Recuperarea după nașterea naturală e de obicei mai rapidă. Mamele se pot mișca mai repede și pot reveni la activitățile obișnuite mai devreme. Nașterea naturală ajută la crearea unei legături speciale între mamă și bebeluș. Contactul piele pe piele imediat după naștere e foarte important. Ajută la reglarea temperaturii bebelușului și la alăptare. De asemenea, nașterea naturală întărește sistemul imunitar al bebelușului. Bebelușii născuți natural intră în contact cu bacterii bune din vaginul mamei, care ajută la formarea unei flore intestinale sănătoase. Nașterea naturală este un proces firesc, cu riscuri mici pentru mamă și bebeluș. Este o experiență puternică și emoționantă, cu beneficii pe termen lung. Multe femei se tem de durerea de la nașterea naturală. E important de știut că durerea poate fi gestionată. Există mai multe metode de a o face mai suportabilă. Comunicarea cu echipa medicală e esențială. Informează-te despre opțiunile de calmare a durerii disponibile la spitalul unde vei naște. Anestezia epidurală poate reduce mult durerea. Aceasta e o injecție care amorțește partea de jos a corpului. Tehnicile de respirație și relaxare sunt eficiente și te pot ajuta să gestionezi contracțiile și să reduci stresul. Exersarea acestor tehnici în timpul sarcinii te va pregăti pentru travaliu. Nu-ți fie teamă să ceri ajutor de la partener, familie sau prieten. Prezența unei persoane dragi poate face o mare diferență. Sprijinul emoțional e esențial în timpul nașterii. Nașterea prin cezariană e o operație. Aceasta presupune scoaterea bebelușului printr-o tăietură în abdomen. Cezariana se face în sala de operații cu anestezie. Există situații medicale care pot necesita o cezariană. Poziția greșită a bebelușului, suferința fetală sau probleme cu placenta sunt doar câteva exemple. Cezariana poate fi o opțiune sigură pentru mamă și bebeluș atunci când nașterea naturală e riscantă. De asemenea, cezariana poate fi programată dinainte. Acest lucru poate fi util dacă există anumite complicații ale sarcinii. Programarea cezarianei oferă un sentiment de control asupra nașterii. E important de reținut că cezariana e o operație. Aceasta presupune riscuri și o perioadă de recuperare mai lungă. Discută opțiunile cu medicul tău pentru a lua cea mai bună decizie. Nașterea prin cezariană poate fi o alegere bună pentru unele femei. Unul dintre avantajele cezarianei este că știi exact când vei naște. Programarea cezarianei îți permite să te pregătești mental și fizic. De asemenea, poți alege o zi care se potrivește programului tău. Un alt avantaj este siguranța. În anumite situații medicale, cezariana poate fi mai sigură decât nașterea naturală. De exemplu, în cazul în care bebelușul e poziționat greșit sau e prea mare pentru a ieși prin canalul de naștere.
Cezariana oferă și flexibilitate. Dacă ai mai născut prin cezariană, medicul îți poate recomanda o nouă cezariană. Acest lucru poate reduce riscul unor complicații. De asemenea, cezariana poate fi o opțiune dacă ai anumite probleme de sănătate. E important să discuți cu medicul tău despre toate opțiunile disponibile. Asigură-te că înțelegi riscurile și beneficiile fiecărei metode de naștere. După o naștere prin cezariană, recuperarea e mai lungă decât după o naștere naturală. Vei avea nevoie de timp pentru a te vindeca după operație. E posibil să te doară operația și să ai nevoie de calmante. De asemenea, e posibil să ai restricții fizice în primele săptămâni după operație. Va trebui să eviți să ridici greutăți și activitățile obositoare. E important să te odihnești suficient și să urmezi sfatul medicului. La fel ca orice operație, cezariana are și riscuri. Acestea includ infecții, sângerări sau reacții adverse la anestezie. E important să discuți cu medicul tău despre toate riscurile posibile. Chiar dacă necesită o perioadă de recuperare mai lungă, cezariana poate fi o opțiune sigură și eficientă pentru naștere. Cu o îngrijire adecvată, te vei recupera complet și te vei putea bucura de bebelușul tău. Indiferent cum alegi să naști, comunicarea cu medicul tău e foarte importantă. Spune-i ce-ți dorești, ce temeri ai și ce așteptări ai de la naștere. Medicul te va consulta și îți va evalua starea de sănătate. Îți va explica riscurile și beneficiile fiecărei metode de naștere în funcție de situația ta. Nu ezita să pui întrebări. Cu cât știi mai multe, cu atât vei fi mai pregătită pentru naștere. Cere lămuriri dacă ceva nu e clar. Ai dreptul să înțelegi tot ce implică nașterea. O relație bazată pe comunicare și încredere cu medicul tău va contribui la o experiență pozitivă a nașterii, indiferent de metoda aleasă. E important să reții că fiecare naștere e diferită. Fiecare femeie e diferită. Iar corpul fiecăreia reacționează în felul său. Nu există o alegere corectă sau greșită când vine vorba de naștere. Important e să alegi ce e mai bine pentru tine și pentru bebelușul tău, în funcție de informațiile pe care le ai și de sfatul medicului tău. Unele femei își doresc o naștere naturală, în timp ce altele preferă cezariana. Ambele alegeri sunt bune. Ceea ce contează cu adevărat este să ai o naștere sigură și sănătoasă. Tu și bebelușul tău sunteți o echipă, iar împreună veți trece prin această experiență unică. Nașterea e un moment magic, un miracol al vieții. Indiferent cum alegi să naști, important e să fii informată, pregătită și încrezătoare. Discută deschis cu medicul tău, explorează toate opțiunile disponibile și alege ce e mai bine pentru tine și bebelușul tău. Nu uita că ești puternică, ești capabilă și ești pregătită să aduci pe lume o nouă viață. Bucură-te de acest moment unic și prețuiește fiecare clipă alături de bebelușul tău.